emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Ok, suntem pe Music Channel Alternativa, ori în seara asta am avut deosebită plăcere să-l avem pe Bogdan de la El Negro, o emisiune în care am vorbit, credem noi cel puțin, sau sperăm noi că am atins așa cele mai importante momente ale carierei tumultoase în lumea, în lumea muzicală. Ce urmează pentru El Negro, având în vedere că, uite, săptămâna viitoare o să fie pe data de 9 februarie. Ce vine? Ianuarie, august, martie, cum era la așa număr eu. 9 februarie, un nou concert tribut Bob Marley. Al câtelea? Băi, cred că... Cât l-ați omagiat pe în afară de primii 3 ani, să zicem, deci sunt vreo 15 ani de când facem povestea asta cu tribut Marley. Acum, luna asta o să fie mai multe în țară. Pe 9 am zis că în București, pe 10 la Timișoara și încă să mai adaug că da, o să-i trimit pe Facebook să verifice, nu stăm acum să povestim. Facebook.com/elnegroromania, youtube.com/elnegroromania și anunțăm pe acolo toate cele. E o relație normală, toată lumea din lumea asta reghe n-are cum să treacă peste Bob. Tata Bob. Într-un fel sau altul, da, ne aducem, vă aduceți anual tribut, bună ziua, am venit, la mulți ani, doamne. Aș vrea să recunosc povestea asta, că la un moment dat nu mai crea un ușor disconfort să facem asta, pentru că e cel mai cerut eveniment al nostru, adică de prin toamnă încep să ne spune oamenii că în februarie ce faceți. Și știu. Managerul nostru, da, la fel. Hai să facem unul mare. De lumea a venit... Și recunosc că asta e un pic bine să nu mai fac. A venit lumea pe parcursul celor, hai să zicem, 15 ediții sau câte au fost exact, mai multă lume, mai puțină, cum vine? E mai mare dorința oamenilor de a vedea genul ăsta de concerte? Nu știu, e întotdeauna sold out, dar întotdeauna... Păi, atunci, ce rost mai are această întrebare pe care am pus-o total greșit? Pe data de 9 februarie, tribut Bob Marley, mai cânte cineva? Cum e acolo? O să fim doar noi cu toată trupa. În schimb, la Timișoara o să facem o experiență nouă cu Mega Dila online și mișcarea de prin zonă. Sper să se lege și un event cu Sound System-ul, tot în februarie, pentru că am devenit super fan de povestea asta cu cultura Sound System. Martie, aprilie? Martie cu Mărțișorul, aprilie cu 4.20. O să fie evenimente pentru că în sfârșit, după 6-7 ani, am început să punem bazele unui nou album, El Negro. Acum vin direct de la studio, se lucrează, s-au strâns vreo 12 piese, parcă aș vrea să punem mai multe și ce e mai important este să-mi iasă și fantezia asta cu vinilul, primul vinil El Negro. Sper să iasă odată cu digitalul. Mi-am propus ca sper să nu ajungem până în toamnă iar. Vară, să avem... Deja încep așa. Da, deja am lăsat de la mine, nu? Un pic de realism, așa, știi? Deci anul ăsta avem album El Negro. Neapărat obligatoriu, după care nu știu ce o să întâmple, dar asta este țelul meu numărul 1 acum, după o pauză de vreo 7 ani. 6, 5, doamne, am zis că nu mai vorbesc despre ani, lumină. Ok, atunci mai vedem ultimul videoclip? Ultimul, că trebuie să încheie, dau afară din videoclip de pe bloc, stăm până arde. Ăsta a fost produs la mine acasă. Și unde e cel mai frumos din lume? Unde e cel mai bine decât acasă? Acasă. Ok, eu sunt Hefe, săptămâna asta am avut o parte de o emisiune specială dedicată trupei El Negro, Bogdan alături de noi. Mulțumim foarte mult că ai venit, am povestit despre clipuri, am povestit despre tot ce credem noi că trebuie știut. Nu l-am întrebat că anul trecut a fost la nu știu ce emisiune, cu nu știu ce voci, nu, aia n-am întrebat. Ce bine că n-ai făcut ai asta. Văzut, pentru că eu nu sunt, cum se cheamă, eu am venit despre muzică să vorbesc, despre emisiuni frumoase și despre muzică frumoasă. Săptămâna viitoare sau nu știu când pică, 9 februarie, mergeți să vedeți El Negro, tribut Bob Marley și la București și la Timișoara, pe Facebook, pe... online, pe... Și dincolo de asta, cred că cel mai important este să mai băgați un ochi, să mai vedeți ce mai facem, că mai există chestia asta. Bă, da, El Negro mai există și există. Există în 3 formule și cu DJ set și cu acustic și mai ales cu live band-ul. Mai rar cu live band-ul. Tocmai de-aia vă invit și pe site-uri și pe astea să ne împrietenim și să veniți să ne mai vedeți și în formula asta. Adică lumea când te oprește pe stradă zice, nu salut, Bog, zice, bă, El Negro, mai scoți ceva, știi cum e? Așa. Hai că vedem anul ăsta și album și mergem și noi să venim când o să fie lansare, să ne zice și nouă, să mergem să spunem despre bine, această lansare. Bine, vă dau de veste. Mulțumesc pentru toată discuția asta. De fiecare dată e o plăcere să trâncănim. Faceți pace, nu războaie și să ne vedem cu bine. Faceți pace, nu războaie, Ja Rules,
Metallica 91. Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.